Un grav accident de circulație s-a produs ieri după amiază în jurul orei 17 între localitățile Șoimuș și Jibou, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața și o altă persoană a fost rănită ușor. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că Ioan P. de 39 de ani din județul Sibiu, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Șoimuș-Jibou pe o porțiune de drum în aliniament, datorită neatenției nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a intrat în șanțul din partea dreaptă a drumului, fiind proiectat pe acostamentul din partea stângă. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto și rănirea ușoară a pasagerului de pe locul din dreapta față, pe Pavel din județul Sibiu.